Avem informații noi din Parlament, pentru că ar trebui să fie o zi importantă. Este ziua în care în Senatul României se discută legea pensiilor, se va da și un vot. Dar cea mai nouă informație este că prima grijă a senatorilor a fost aceea de a impune o limită de timp. Cât sunt ei dispuși să suporte dezbaterile, cât sunt ei dispuși să suporte să stea la birou înainte să li se facă foame, să aibă drumuri de făcut sau alte priorități. Înțelegem că până la ora 16 asta a fost cât au putut ei să ducă pe marginea acestei legi fundamentale, esențiale în România. Opoziția strigă ajutor, ajutor, ni se pune piciorul pe gât, spun cei de la USR, UDMR și așa mai departe. Puterea, sigur, are de rezolvat niște chestiuni interne, dar merge mai departe, pe repede înainte, cu votul privind legea pensiilor. Le mulțumesc invitațiilor mei. Este în studio alături de mine doamna Diana Buzoianu de la USR. Bună ziua! Bună ziua! Veniți din Parlament, aveți informații noi, de-abia așteptăm și noi să ne spuneți ce se întâmplă acolo. Îi mulțumesc domnului profesor Cristian Păun. Bună ziua, domnule profesor, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua. Ni se alătură și domnul George Șoldan de la PSD. Bună ziua, domnule Șoldan, mulțumesc pentru intervenție. În scurt timp vom avea această legătură. Bun, doamna Buzoianu, de unde le-a venit asta cu ora 4? Adică e suficient de inedit faptul că o lege importantă, cum este legea pensiilor, se duce așa ca tăvălugul, fără dezbatere, că opoziția înțeleg că e pe bună dreptate destul de frustrată, că nu sunt... Sunt amendamente depuse? Câte sunt? Cât timp aveți pentru dezbateri? Păi fix în drum spre emisiunea dumneavoastră ascultam live-ul de la Comisia de Muncă, care, mă rog, comisiile de la Senat care s-au adunat să dea acest vot pentru legea pensiilor. Sunt peste 160 de amendamente depuse, care au fost anunțate cu 5 minute înainte de comisie. Practic, parlamentarii s-au trezit în comisie că urmează să voteze 160 de amendamente, care trebuie să fie votate. Eu l-am auzit pe domnul președinte, cel care prezida Comisia de la Senat, spunând că, domne, avem câte 5 minute pe grup, după aia trecem la dezbateri generale, după aia trecem pe amendamente, dar cert este că până la 4 se termină ședința. Adică ei au alte treburi pe acest pământ decât să dezbatere. Cum au ajuns la concluzia că până la 4 trebuie să se termine totul? Ce au de făcut de la 4? E o acțiune la care trebuie să participe senatorii? Nu există niciun fel de acțiune oficială care ar trebui să... Și dacă ar exista, ce este mai important decât o dezbatere reală? Numai dacă ne gândim la impactul bugetar pe care îl are acest proiect de lege și faptul că ei se folosesc de el ca un instrument electoral, fac niște promisiuni de care nu se vor ține și iată că atunci când se dorește o dezbatere reală, să vedem de unde vin banii aceștia, să vedem. Noi am depus inclusiv amendamente să legăm de îndeplinirea și recalcularea acestor pensii chiar mandatele miniștrilor. Dacă sunt atât de sigur că, și că nu este doar o promisiune electorală și chiar se vor ține de treabă, apoi să-și pună mandatele la bătaie. Dacă nu se țin de asta, să plece din guvern. Nu o să putem să dezbatem serios aceste amendamente, pentru că, bineînțeles, ei au alte treburi mai importante pe pământ de făcut. Mă gândesc la...